asta a fost atmosfera din sala sporturilor Romeo Iamandi ieri la meciul dintre Gloria și Rapid. Campioanele venite să răzbune înfrângerea din februarie nu au anticipat niciun moment forța de grup a echipei gazdă, fiind clar surprinse de jocul excelent al fetelor de la Buzău. Cele două combatante au mers cap la cap până în minutul 26, moment în care Gloria se distanța la 3 goluri, 16 la 13. Filmul s-a rupt pentru Rapid, iar avantajul la pauză a fost chiar mai consistent, 18 la 14. Fanii din sală simțeau că favoritele lor ar putea să le înășească din nou pe bucureștence. Al doilea act a fost un delir continuu. Buzoiencele intrate parcă în transă și-au anihilat la propriu adversarele. Planul ofensiv pregătit de Chiruț, tehnician care ieri a câștigat clar meciul de șah cu omologul Viver, a dat peste cap total apărarea campioanelor. Buzoiencele au marcat cu interii, cu extremele, cu pivotul, demonstrând, dacă mai era nevoie, că omogenitatea și determinarea sunt mai importante decât valoarea individuală. Rapid nu a reușit niciun moment să revină în meci, în ciuda faptului că Viver a schimbat în câteva rânduri ca la hockey. Miza celor 3 puncte a devenit aproape nulă în minutul 51, atunci când Buzăul se distanțase la 9 goluri, iar sala era în delir. La final, un 36-29 memorabil după o partidă care merită păstrată și arătată nepoților. Grație victoriei de ieri, Gloria este pe primul loc al Ligii Florilor cu 6 puncte și un gol averaj pozitiv de 16 goluri. Urmează prima deplasare din această ediție de campionat la Târgu Jiu contra nou promovatei din localitate, un meci, cel puțin la prima vedere, de doi solist.